Statele Unite ale Americii au decis să construiască o nouă bombă nucleară pentru a reflecta mediul de securitate și în schimbare și, și amenințările tot mai mari din partea potențialor adversari. Totodată, administrația Biden vrea să scape de un alt model mai vechi de bombă nucleară. Decizia de a adăuga noua versiune vine la scurt timp după ce anul trecut a început producția unei alte variante a bombei B-61, care în prezent se află în stocul nuclear. Administrația Biden a declarat că nu va crește numărul de arme din arsenal și că orice exemplar din varianta nouă va înlocui unul din cea precedentă. Potrivit oficialilor apărării, noua bombă va folosi un focos de la o variantă mai veche, care va fi modificat cu noi caracteristici de siguranță și control al utilizării pentru a crește precizia bombei. Noua versiune ar urma să ofere flexibilitate suplimentară și ar fi destinată împotriva anumitor ținte militare mai dure și cu suprafețe mari, la fel ca versiunea pe care este bazată noua variantă va fi livrată de către bombardiere strategice precum viitorul B21, dar și până la retragere B2. Decizia de a construi această bombă pare să aibă totuși mai puțin de a face cu o nevoie militară și mai mult cu încheierea unui acord politic pentru a scăpa de ultima armă de ordinul megatonelor din arsenalul SUA. Aceasta era inițial programată pentru retragerea în mandatul președintelui Obama, până când a fost reînviată de administrația Trump. De atunci a devenit un front al bătăliei dintre administrația Biden, care vrea să o retragă, și o parte din membrii Congresului american care doresc să o păstreze în arsenal.